Oamenii de știință și artiștii din Rusia sunt izolați din cauza războiului. Putin le interzice să participe la evenimente în străinătate și cei care au fugit deja se consideră norocoși. Cu mai multe detalii despre poveștile lor, vine chiar acum colegul meu Felix Damian, editor Aleph News. Bine te-am găsit, Felix. Spune-mi, ce se întâmplă cu cercetătorii ruși care nu sunt de acord cu invadarea Ucrainei? Ramona, mulți dintre ei sunt în depresie sau în căutarea unei ieșiri urgente din Rusia. Războiul lui Putin distruge cariere și blochează cercetări internaționale la care contribuie și oamenii de știință din Rusia. Sancțiunile și blocajul de care suferă acum Rusia îi afectează și pe aceștia, mai ales după ce Putin le-a interzis să mai iasă din țară. De săptămâna trecută, oamenilor de știință din Rusia li s-a interzis să mai participe la conferințe internaționale sau să publice cercetări în reviste din străinătate. Mulți apelează la parteneri din vest pentru a-i ajuta să scape de această cenzură care este dublată și de închiderea presei libere din Rusia. Felix, dar ce fel de oameni scapă acum din Rusia lui Putin? Mulți dintre ei, dintre cei care au părăsit Rusia, sunt profesioniști IT, tineri. O parte dintre ei au rămas temporar la Erevan, care este și un centru tehnologic regional. Alții sunt jurnaliști, oameni de știință și voluntari care aterizează în fiecare zi la Berlin, Tbilisi, Tallinn și Vilnius. Dmitri Aleșkovski este unul dintre ei, este liderul mișcării de voluntariat din Rusia. În dimineața de după începerea războiului din Ucraina, Aleșkovski s-a urcat într-o mașină cu soția sa, regizoarea Ana Dezruva, și împreună cu fica lor a condus spre vest până la granița cu Letonia. Ilia Veniavkin este un alt exemplu, un istoric al epocii lui Stalin. A plecat din Moscova la Tbilisi cu soția și copiii în a șaptea zi de război. Mulți ca ei au ales să plece din Rusia lui Putin, care devine astfel o societate mult mai controlată și lipsită de libertate. Felix, îți mulțumesc foarte mult pentru informații.